Muzica lui Florin Paul Kamen este un reper pentru Valea Jiului în materie de folk. A crescut cu cenaclul Flacăra și a dorit foarte mult să cânte alături de artiștii care urcau pe scenă și a reușit. Din 1994 devine membru al cenaclului Flacăra, totuși iubirea, alături de care parcurge peste 60 de turnee. Maestrul Adrian Păunescu l-a supranumit folkist pe cont propriu, pentru încrâncenarea cu care Florin Paul Kamen și-a urmat pasiunea. Mergem într-o seară, departe în mahalare, și noaptea să ne lege cu negurile ei. Să-ți dau îmbrățișarea, mai vrei sau nu mai vrei, și eu să cad în focul îmbrățișării tale. La margini te chem să fugim undeva, că și sufletul meu e o mahala. La margini te chem să fugim undeva, că și sufletul meu e o mahala. Dar hai în mahalare, ținându-ne de mână, cu becuri stranii din galben violet, un picură cișmere pe lângă un bufet, cu firma povârnită și prețuri l-am de mână. La margini te chem să fugim undeva, că și sufletul meu e o mahala. La margini te chem să fugim undeva, că și sufletul meu e o haimana. Paralelipipedic trăim în nopți egale, iubirea noastră moare într-un petroșan cubist. S-o inventăm întreagă, cât ești, cât mai exist. Îmbracă-te aiurea și hai în mahalare. La margini te chem să fugim undeva, că și sufletul meu e o mahala. La margini te chem să fugim undeva, că și sufletul meu e o haimana. Care ar fi cele mai potrivite cuvinte pentru a-l descrie pe Florin Paul Kamen? Cele mai potrivite? Nu sunt ceea ce par a fi și aproape nimic din ceea ce mi-aș fi dorit să fiu. Ce păreți a fi și ce v-ați fi dorit să fiți? Nu știu ce par a fi. Asta ar trebui să spună cei cu care intru în contact. Dar ce mi-aș fi dorit să fiu? Unul dintre cei care au privilegiul de a putea să transmită ceea ce doresc ei, ce simt ei. Adică, în termeni cunoscuți, un trubadur. Un trubadur conștient că nu poate trăi din cântat, dar
în același timp dornic să spună ceva oamenilor, să-i determine să fie mai buni, dacă se poate. Să-i facă să râdă, să plângă prin cântece, bineînțeles. O chestie care în secolul 21 mi se pare destul de greu de realizat. Cred că ați reușit să faceți lucrul acesta. Da, de-a lungul anilor, bineînțeles că am reușit, dar în măsura în care s-a putut face acest lucru, eu fiind angajat la Lupeni, la mină, timp de aproape 25 de ani, am făcut în paralel cu munca de acolo, am făcut și muzică. Cred eu că am făcut. Am reușit câte ceva. E mai mult decât un hobby. E mult mai mult decât un hobby, muzica pentru mine. Care e povestea dumneavoastră? Cum ați ajuns să cântați la chitară? Păi, e simplu. Era pe la 1900 și ceva, 1976, anul în care am auzit pentru prima dată Andrei Popa. Mi-amintesc că aveam un aparat de radio Albatros și acolo ascultam de toate. Tot ce se putea asculta la vremea respectivă, inclusiv niște posturi care erau interzise atunci. Eu eram copil, dar erau alții din familie care ascultau și eu pe lângă ei. Și ascultând piesa Andrei Popa, am prins drag de chitară. Am primit o chitară mititică, de jucărie. Țin minte că a costat 106 lei. Erau bănuți. Și am zdrângănit ce am zdrângănit și am mai trecut câțiva ani buni. Până în clasa 5, aveam 11 ani când m-am apucat să cânt la chitară. Am învățat primele 5-6 acorduri, nu mai țin minte, foarte puține. La început mi le-a arătat cineva. Și de acolo am pornit singur, adică autodidact. Așa a început totul. Și, bineînțeles, acea mișcare culturală, cea mai amplă, de fapt, mișcare culturală din România, Cenaclu Flacăra. Tot așa, ascultând la radio, joia era Radio Cenaclu, seara și vinerea era în reluare și joia ascultam la radio nostru și vinerea ascultam la radio surorii mele, care era un Gloria 3, parcă, care prindea și Radio 3, cum era atunci, nu mai țin minte, programul 3, ziceam, parcă. Și îmi scoteam versurile, azi un vers, mâine un vers, nu, n-am avut casetofon până după 89 și mi-a fost drag. Cântam cântecele, eu aveam impresia că le cânt extraordinar, dar de fapt cântece care aveau câte 6, 7, poate 8 acorduri, eu le cântam din 3. Duceam linia melodică, însă lipseau. Dar oricum, era bine și așa. Cei care ascultau primeau cu drag cântecele. Asta a fost până în 89. Bine, în liceu tatăl meu, am uitat să vă spun, în clasa 8-a am văzut la Straja, la vechea cabană Straja, un tip care cânta la chitară și muzicuță. Parcă Rio, îi spuneau prietenii. Și am zis, domnule, dacă poate el, pot și eu. Și venind acasă, având muzicuță acasă, tot pe măsuță așa mititică, am așezat muzicuța, cărți în stânga, cărți în dreapta, și așa mă plecam și cântam la chitară și la muzicuță. Am început efectiv să cânt. Pur și simplu am trezit cântând. Apoi în clasa 10-a tatăl meu mi-a confecționat un suport pentru muzicuță. Nu găseam pe vremea aia, nu aveam acces la așa ceva. A fost liceu cu participare la Cântarea României, cu interdicția de a cânta pe versurile lui Adrian Păunescu în 87, deja Cenaclu nu mai era. M-am fost trimis cu un grup unde făceam chitară armonie, adică n-aveam acces la microfon să pot să prezint piesele. Și în 1990, pe stadionul din Petroșani, în 14 iulie, iacătă, astăzi este 14 iulie, am debutat. Încă mai erau câteva mii de spectatori în tribune.
Am cântat piesa Poetul vine în vale. Maestru Adrian Păunescu a venit, m-a îmbrățișat, nu exagerez cu nimic, un munte de om. Avea lacrimi în ochi și i-a spus lui Andrei Păunescu să reluăm piesa împreună cu trupa totuși, ceea ce s-a și întâmplat. Și din momentul acela am devenit membru al Cenaclului Flacăra. Pauza a fost destul de mare între 90 și 94, când am început efectiv turneele cu Cenaclul. Apoi din 95 în festivalul concurs, primul a fost Cristal de Armindeni, pe care l-am și câștigat. Și timp de 10 ani am fost festivalist, cum spunem noi. Am încercat să ajung la toate festivalurile concurs din țară, de unde de obicei mă întorceam cu câte un premiu. Mândru că apărea numele Lupeniului acolo pe lista cu cei care ajungeau în gala laureaților. E un lucru foarte, foarte important. Așa este. Da, cam asta a fost perioada până la festivaluri, apoi... De fapt, nu. Am scos primul album în 1998 pe casetă, pe bandă magnetică, la vremea respectivă. Album care a apărut la îndemnul lui Nelu Postolache, Dumnezeu să-l odihnească acolo unde este. Și cu ajutorul sindicatului, în primul rând, de la exploatarea minieră Lupeni, domnul Costel Postolache era atunci. Și tot așa, bine, am uitat să specific, a fost imprimat în foarte mare viteză în studioul Gaudeamus din Brașov, studio unde cel care conduce frâiele este domnul Vali Munteanu, profesorul Vali Munteanu, sau pot să spun, dacă are doctorat în muzică, domnul profesor doctor Vali Munteanu, un om extraordinar, un muzician desăvârșit, fratele lui Eugen Munteanu, cel despre care lumea știe câte și câte rezultate bune a avut cu copiii. Și de atunci, din 98, au mai apărut trei albume. Primul a fost Lumina din adânc, apoi Mărturisire, în 2008, și în același an și Colindul nașterii. Mărturisirea a fost în primăvară și Colindul nașterii în iarnă. Iar în 2012, Altă toamnă absolută, cel de-al patrulea album. De acum să vedem ce va mai fi din momentul ăsta. Și cam asta e în mare, până în zilele noastre, povestea mea. Care este cea mai frumoasă perioadă dintre cele pe care ni le-ați amintit acum? Desigur, perioada festivalurilor, concurs. Și, bineînțeles, și perioada turneelor cu Cenaclu. Mi-am dorit să ajung în Cenaclu, n-am reușit în 85, nu eram pregătit, atunci nu mi-am dat seama. Țin minte, pe stadionul Minerul Lupeni se ținea, a fost ultima venire a Cenaclului în 1985, tot în iunie a fost, da. Și s-a întâmplat să fie după 90, deci să merg cu Cenaclu, totuși iubirea. Și e o mare reușită pentru cineva care ajunge să cânte alături de, nu spun idoli, dar oamenii pe care i-a apreciat și i-a iubit și alături de care și-a dorit să cânte dintotdeauna. Și așa am ajuns să cânt alături de Tatiana Stepa, de Cristi Buică, Octavian Bud, trupa totuși cu Andrei Păunescu, cu Vali Neamțu Gălăgie la tobe și cu Tase de la Sarmalele Reci. Ei au fost cei doi toboșari cu care am cântat. Mălin Cristache la chitară bas, Mădălina Amon din Craiova. Sunt mulți. Vali Moldovan, o voce extraordinară, omul care, sau care, datorită căruia piesa Vulcan 86, piesa mea, a ajuns în forma în care este ea imprimată. Și încă mulți alții, Magdalena Fino Pușcaș, ce să zic. Dar cam ăsta a fost nucleul cu care
am colindat țara. Aici avem cartea pe care v-a făcut-o cadou Adrian Păunescu la ultima întâlnire, nu? Da, a fost ultimul turneu în 2004, ultimul turneu cu Cenaclu, la care am participat. L-am rugat să-mi și scrie ceva lui Florin Paul Kamen cu respect, nu, cu prietenie străveche și mereu reînnoită. Practic sunt toate versurile lui? Toate versurile până în 2004, anul în care a și apărut volumul. Mii și mii de poezii. Iar aici avem albumele dumneavoastră. Povestiți-ne despre fiecare așa cronologic. Păi, Lumina din adânc, cel despre care am spus că a fost pe suport magnetic în 1998. În noiembrie am fugit la Brașov, l-am imprimat în 2 zile. Apoi a fost Mărturisire în primăvara lui 2008, Colindul Nașterii, în același an. La Colindul Nașterii am apelat la Nico Alifantis. Trebuia o sumă destul de consistentă la vremea respectivă, ca și acum de altfel. Și a acceptat să mă ajute, fapt care pe unii a mirat, știind că Nico Alifantis este grec. Dar se pare că el m-a perceput așa cum sunt de fapt. Și Altă toamnă absolută, cel de-al patrulea album, și sper eu nu ultimul, țin să menționez că toate au fost imprimate la Brașov, studio Gaudeamus, la domnul Vali Muntean, multiplicate prin Isaac Production. Spun asta pentru că patronul, șeful de acolo este Gabi Isaac, fostul basist de la Conexiuni, care este de aici, de aproape de noi, de la Călan. Este de al nostru. Și multiplicarea în Germania prin presare este procedeul care face ca piesele să sune foarte clar. Bine, rămâne să stabilească cei care le ascultă, dacă sună și bine. Și, deci, astea sunt până în prezent. Sponsorii au fost trecuți toți absolut, de la cel mai mic ajutor până la cel mai important. De fapt, toate au fost importante. Mic, considerat de unii, ca sumă. Dar pentru mine, orice ajutor a fost o piatră de temelie, sau cum să zic, a fost asta la baza apariției fiecăruia dintre albume. Hai mândruță până în gând, că nu-s lup să ce mănânc, nu m-am brațe să ce strâng, nu m-am brațe să ce strâng. Hop, hop și iar hop, țure hop și iar hop, ța, ța și țura și mene și la la la. Și-apoi îmi minte naș, colo-n vale, păimaș, și-o-n paște mioarele, și-o-n cânta din fluiere. Hop, hop și iar hop, țure hop și iar hop, ța, ța și țura și lele și la la la. Supărul cu perile, ți-ai pierdut mărjelile, hai mândră să le cotăm, nu-i modru să nu le aflăm. Hop, hop și iar hop, țure hop și iar hop, ța, ța și țura și lele și la la la.
Hai mândruță până în dân, că nu-ți lup să ce mănânc. Nu m-am brațe să ce strâng, nu m-am brațe să ce strâng. Hop, hop și iar hop, ture hop și iar hop. Ța, ța și țura și lele și la la la. Ța! Ce însemna pentru dumneavoastră această perioadă alături de Cenaculul Flacăr? O experiență deosebită. Cu siguranță am ajuns să-l cunosc pe Adrian Păunescu mai bine. Probabil asta a fost cea mai mare reușită. Pentru că ia cât vorbesc la modul prezent, este. Era o fire vulcanică, un om care avea o cultură vastă, cultură extraordinară, cultură generală vastă. Nu mai vorbesc de modul de a se exprima, de a ști să conducă un spectacol. Am fost întrebat ce fel de om, cum a fost relația. Domnule, zic, erau momente în care îmi venea efectiv să-l strâng în brațe și momente în care, puține într-adevăr, în care și eu am simțit nevoia să intru undeva sub pardoseală. Asta mi s-a întâmplat, rețin chestia asta, la Sfântă Mărie Orlea. Serveam masa acolo și în cenaclu, așa se întâmpla, după ce cântam, mergeam la masă, în fine, după ce strângeam sculele și le încărcam, mergeam la masă și trebuia să fim atenți că în momentul în care maestru termina de mâncat, spunea, Carmen, cântă piesa cu tare. Și trebuia să fii pregătit. La un moment dat a întrebat cine știe să cânte Nebun de Alb, dat fiind faptul că Emeric Imre luase o pauză atunci din cenaclu, nu dau detalii. Și, cum spunem noi, m-am ocoșit eu, m-am grozăvit și am zis că știu eu. Și am cântat bine până la strofa a doua. Este un vers acolo pe care mereu îl uit. Prin gări descrerate accidente, mărfare triste vin în miezul verii, ceva, cam pe acolo m-am încurcat. Și în momentul acela s-a înfuriat. Nu mai știu ce mi-a zis, dar m-au făcut mic de tot. A răbufnit. A răbufnit, dar i-a și trecut foarte repede și, cum să zic, aș vrea să profit de momentul ăsta și să le spun celor care vorbesc sau vorbesc de rău pe Adrian Păunescu, atâta timp cât nu i-au citit opera, atâta timp cât nu cunosc ce a făcut el bine, aș vrea să nu mai asocieze omul cu poetul. Niciodată omul nu va fi la fel cu actorul, cu artistul, cu poetul. Nu are cum. Ar fi ideal să fie așa. Eu vorbesc chiar și din punctul meu de vedere. Mi-ar fi plăcut foarte mult. Dar e foarte greu, pentru că asta este. Suntem oameni, până la urmă, supuși greșelii și... Ca artist, majoritatea oamenilor îl cunosc, dar ca și om, dumneavoastră, cum l-ați perceput? Exact cum am zis, fire vulcanică, dar în același timp i-a plăcut să aibă cu cine să se contrazică, să aibă niște... să intre așa în contradicții, să... nu știu... Tot de asta ține și faptul că el a venit aici în Vale de câteva ori, nu numai atunci la Petrila. A venit și înainte de 89 și înainte de 85 de foarte multe ori. Și nu știu să mai existe alt poet, eu nu știu, n-am citit alte poezii despre noi, despre mineri, despre viața de aici din Vale, despre adevăratele sau despre viața adevărată a minerilor, despre nenorocirile care se petrec, despre munca grea. Îmi vine în minte acum o strofă pe care o cânta Vasile Șeicaru. Pământul întreg face parte din cer. Pământul e cer dacă îl vezi de departe, dar cer e pământul și pentru miner în lupta luminii pe viață și moarte. Este extraordinar. Poate la momentul respectiv nu realizam. Îmi plăcea jocul de cuvinte, dar acum, aprofundând versurile, am dat seama ce înseamnă, de fapt, această strofă.
Și mai avea una pe care a compus-o chiar în drum spre Lupeni. A cântat-o Cristi Buică, Balada Minerilor. În ultima strofă spune: coborâți doar odată în mină să vedeți cât de bine e sus. E fantastic. Și când spun asta, nu spun cu prefăcătorie, se ridică părul pe mine. Mie, nu știu, parcă retrez momentele alea și chiar am crezut în cenaclu, în muzica folk, cred. Și la întrebările unora cu ce m-am ales în anii ăștia, cu ce, pe lângă, mă rog, premii și apariții radio, TV sau acele albume, aș răspunde, sau mă rog, le-am răspuns că nu m-am îmbogățit, într-adevăr, dar am învățat ce înseamnă demnitatea de a fi loial unui lucru în care crezi. Și de asta am rămas loial muzicii folk, cânt și alte piese din alte genuri, puțin de la compact, adică puțin rock, puțin pop, chiar și puțină populară, dar din nordul țării. N-am acolo, muzica îmi place mie, muzica populară din nord. Și cam atât. Dar folk-ul rămâne genul care... Folk forever, așa cum e și tricoul dumneavoastră. Da. Totul absolut. În jurul dumneavoastră inspiră folk. Folk și country, câte un pic. Am uitat să amintesc de country. Ce avem aici? Haideți să povestim puțin. Da, păi aici avem o chitară care a avut 12 corzi și acum are 6. Asta și din cauza că la un moment dat... În primăvara acestui an am avut un accident la mâna stângă, o fractură la fotbal, bineînțeles. La fotbal s-a întâmplat și m-am împiedicat să... Încă nici acum nu e bine refăcută mâna, nu e total refăcută, dar nu puteam să mai cânt pe 12 corzi, clar. Și atunci am lăsat-o cu 6. Având mâna în gips, acum și povestesc în timp ce vă prezint instrumentele. Am avut un concert la Sibiu cu Cătălin Stepa și Florentin Budea și nu puteam să mă prezint acolo doar cu negativele pieselor. Adică eu să cânt cu vocea și nu-mi pică nici bine. Uneori ești nevoit, într-adevăr. Dar am zis, trebuie să fac ceva, să... Oamenii așteaptă să cânt și altfel. Și mi-am amintit de instrumentul ăsta care se numește banjo, mandolină. Este un hibrid format din corp de banjo și griful și partea de sus cu mecanismele de mandolină. Și în 2 zile am învățat câteva acorduri pe care le puteam prinde cu 3 degete, pentru că astea 2 erau degetul mic și inelarul, erau în gips și antebrațul. Și am căutat, bineînțeles, cele mai simple acorduri, ca să pot face un acompaniament cât mai simplu, dar să sune. Și am reușit. Trebuie să ne cântați și nouă ceva, neapărat la instrumentul ăsta, după ce ne prezentați okay. Aici instrumentul. Așa, și aici este diplomatul meu, cum zic eu, arsenalul dumneavoastră, nu? Da, este un toc pentru muzicuțe special, în care... Mai găsim și alte accesorii, suportul de muzicuță, muzicuțele din toate tonalitățile. Aici lumina pentru versuri, în caz că acolo unde cânt nu este lumină suficientă. Asta e un capodastru. Aici avem și un kazoo și asta îl folosesc din când în când. Și l-am folosit și cu Cătălin atunci. Și ce instrument este asta? Nu știu de unde provine, din ce țară. Ca să-și dea seama mai bine cei care vor privi emisiunea, este ca și când ai cânta la acel piapten, cum cântam în copilărie, puneam piapten într-o foaie de hârtie și poți să cânți orice. Practic nu sufli în el, uiești, zic eu. Și e foarte haios, foarte simpatic. Da, interesant. În momentul în care văd că oamenii sunt prea încordați, îl folosesc. Uneori folosesc și această muzicuță care este
cea mai mică. Aceasta este o muzicuță? Este o muzicuță funcțională. Extraordinar. Așa. Și am crezut că e breloc când am văzut-o. Da, cât e de mică. Nu o să-i spun marca, e de marcă, e... și nemții știu ce fac. Și am acceptat să dau atâția bani cât a costat ea, că mi se părea foarte scumpă, dar mi-e foarte dragă. Așa, aici avem un... pare un desfăcător de bere, dar nu iese. Nu este așa ceva. Dar îl puteți folosi se și la poate folosi. Făcutul berii, nu? Da. Și chitara asta are un alt mod de prindere a corzilor, dar există acele chitări cu niște cuie de plastic care țin corzile. Și asta îl introduci pe acel cui, după ce ai slăbit coarda, firește, și scoți fără ca să-l rupi. Există riscul de a-l rupe dacă îl scoți cu alte instrumente, alte scule, cum am mai făcut de-a lungul vieții mele. Așa, un acordor. Acum cam asta. Și niște pene, bineînțeles. Asta e o pană pentru degetul mare. Cândva foloseam, dar prefer să cânt cu unghiile mele. Este un pic cum să zic mai greu să-mi folosesc unghiile din ce punct de vedere. Sunt foarte moi. Și trebuie să ai unghii puternice. Da, și mă rog, foarte repede. Dacă o unghie se rupe, atunci totul se duce de râpă, adică nu mai poți ciupi corzile așa cum trebuie. Și încerc să le păstrez, să le feresc. Și cât am lucrat la mine, le-am ferit, foloseam mănuși de protecție și da, cât s-a putut. Și n-am avut probleme până când am ajuns ca pensionar să pățesc și... La fotbal. La fotbal, dacă îmi permiteți acum paranteza legată de... știți că a fost tabăra folk din Parâng? Da. În martie și acolo a venit Cristi Pustai, antrenor, fost antrenor de la Pandurii, un om deosebit, iubitor de folk și iubitor de poezie, deși este profesor de matematică, recită, dacă îl prindeți în toane bune, recită mult și bine, ore în șir. Și auzindu-mă prin noiembrie, parcă, la Târgu Jiu, într-o discuție, că eu joc fotbal ca și portar, se poate vedea și după fizicul meu, așa, și că mi-aș dori niște mănuși performante, pentru că n-am avut niciodată posibilitatea să-mi cumpăr. Și când am avut, mi-am dat seama că sunt foarte, foarte scumpe. Mi-a promis că îmi face rost de niște mănuși. Eu, sincer să fiu, nu m-am ambalat foarte tare atunci. Am zis, băi, omul are și așa foarte multe probleme. Sigur, dacă își aduce aminte de mine, bine, dacă nu. Cert este că în tabără, în Parâng, a venit și a venit fără mănuși, că le-a uitat. Însă a revenit în tabăra pentru copii, care a avut loc recent, tot acolo, la... pot să spun unde? Da. La cabana la Mario, sigur că da, la Stelu Zanet. Și eu n-am reușit să ajung, dar mi-a trimis prin Stelu mănușile. Deci ați un recomand și v-a trimis mănușile. Sunt niște mănuși. Mă gândeam ce caută o pereche de mănuși printre atâtea instrumente. Ele mi-au fost trimise cu mesajul, dacă nu o să mai aperi niciodată, să cânți cu ele la chitară. Și ați încercat? Nu, pentru că nu are rost, ar trebui nici la contrabas, cred că nu o să pot cânta. Sunt niște mănuși foarte solide, foarte bine realizate și cred, sunt convins de fapt că dacă le aveam atunci, cel mult o fisură, nu o fractură cu deplasare, da, așa cum a fost, și o deplasare de 90 de grade. De când le-ați primit, le-ați folosit? Nu. N-ați avut? Încă nu, nu. Sunt de curând primite, nu știu dacă au 2 săptămâni, și vinerea de obicei joacă foștii mei colegi la Vulcan și am zis că o să fac un meci de retragere eventual și atunci cu siguranță o să le folosesc. Dar mă tem, sigur că da, mă tem, pentru că încă o dată mi s-a confirmat faptul că sunt sensibil. Da. Dacă nu erați sensibil, nu puteați fi folkist. Da, dar aș fi preferat să nu fiu chiar așa, doar în muzică să fiu sensibil, să pot să ies la...
minge și fără temerea că eu ies cu pumnul și adversarul cu capul și mi se întâmplă chestia asta. Oricum, domnul doctor Colan a făcut treabă bună, îi mulțumesc foarte mult. Mai ales când a aflat că mai am și activități extra-școlare, să le zic așa, a făcut tot posibilul să nu se ajungă la operație, operația care este riscantă. Chit că te gândești că e un oșcior. Nu, ideea este că trebuie să-mi recapăt mobilitatea cât se poate de mult. Nu va mai fi 100%, dar atât cât să pot să cânt. Da, să sperăm că veți putea cânta mult timp de acum înainte. Haideți să încercăm banjo mandolina, sau cum a spus că se cheamă. Da, banjo mandolina. Asta mai mult pentru country, sigur că da. Este haioasă și ea. Nu știu și cu vocea, dacă ar merge. Un pic cam sus. Asta e un sol, parcă, din ce mi-aduc eu aminte. Asta e două. Da, cam așa. Încă... mai trebuie să lucrez un picuț la ea, sigur că da. O mai folosiți în concerte sau doar atunci ați folosit-o când ați avut probleme? Dar sunt hotărât să o mai folosesc pentru că văd că are mare, mare succes. Ia, cel puțin. E ceva inedit și nu am mai văzut pe nimeni să folosească instrumentul ăsta la noi, dintre folkiști. Mai sunt care cântă cu ukulele, cu mandolină sau banjo, clar, curat. Dar hibridul ăsta nu. Și am să încerc să-l aduc așa cum ar trebui la... Corzile vor trebui un pic ridicate și, mă rog, să vedem ce iese.